Îl scoți ăla dacă are, că altfel rămâne chiar, știi? Și scuipi de 2-3 ore. Deci odată, nu deodată. Mai prins a doua oară când vine la rând sau de exemplu la mur sau mă rog ce este, nu? Aici era râul, nu era mai în vară un pic, nu. Și au du. Păi îți dai seama că ursul când calcă, nu? Nu e lup. Da. Și au vrut să vin la oi. A mea și-o sperea așa, să zic, ce se aude așa dutun-dun? Am ieșit afară, am dat drumul la câini, la alarmă, am ieșit cu but, am ieșit cu lanterna și cu alea. O fugit și după aia m-a venit odată. Dar mă crezi că noaptea n-am mai dormit? Mie îmi plac cu alea tărcate. Mie îmi plac alea tărcate. Dacă ar fi și cu verde pe ea sau albastru, ai ceva nu, dar mie îmi plac alea ciule, eu le cunosc. Na. Salutare, oameni buni! Astăzi mi-a venit de la Timișoara Paul. A venit să ducă două căprițe de la mine, pe Doina și pe Miruna. Și și-au adus cu el niște experți. L-au dus pe Adi și pe Sergiu. Sergiu, da. Și pe Sergiu, care, din ce înțeleg, o mai lucra mult cu animalele și o să ne dea niște secrete. Poate Paul, dacă vrea să ne spună de ce a venit după capre. Însă Sergiu ne va spune despre oierit. Foarte interesant, mi-a zis Paul, că ești expert în îngrijirea animalelor. Și cum e asta cu pașterea, cu a mere la păscut cu oile în vânt, sau cum ai zis? Da. Cum le răsfiri tu? Cum le răsfiri? Cum e cu ele? Animale, de exemplu, dacă mergi cu oile sau caprele, bine, caprele, diferența de la ele, din cauza că ele alergă mult după frunze. După frunze, după copaci, după alea. De exemplu, dacă ai oi și când e încălduri, trebuie să mergi în contravânt tot timpul. Adică de să bată vântul din față? Da, normal. Că așa îi place la oaie și trebuie să le respiri mereu. Intră între ele așa frumos, le dirigezi, așa că cum mai face o treabă așa, pac, știi? No, asta vreau eu să înțeleg, da. Pentru că de cele mai multe ori vezi oile la păscut și ele stau grămadă toate așa. Eu șmecherii care i-am învățat de la un om bătrân care m-a zis, oaie este ca ouă, cum ți-ai ouă în buzunar. Și nu-l spați și ți-e frică de el, exact așa este animalul. Mărginirea lor și nu cât dat păzit cu câine, nu. Atunci laptele slăbare. Aha. Păzit frumos, așa mărginește, pe mărgini. Deci ciobanul trebuie să meargă pe marginea turmei. Nu câine. Când ai dat câinii, laptele au dispărut. Tu te referi că le muți din loc. Da, mărginirea. Să nu le fugărească câinile. Și când e cald, totdeauna dimineața și pleacă de simplu, dacă ne parte din stânga, nu? Da. Bate vântul, nu? Aha. Dimineața tu mergi, cât ai răcoare, mergi cât mai departe. Și dacă parte din partea de dreapta bate vântul, tu când te întorci, deja câștigi. Până ajungi la mează, tu de simplu... Te duci cu vântul și fii contra. Da. Ele merg în vânt și în boare și când mergi stânga-dreapta, ne împărăși așa frumos, că acum... Întrepte așa, mergi după ele așa. Să se aerisească ele. Da, se aerisească. Dacă ele stau grupate, nu mai mâncă. Dar dacă ele sunt respirate și mergi după ele așa frumos, mergi păscând până acasă, nu. E deja câștigi și lapte. Crește producția de lapte, da, normal, oile sunt mai bine, mai împlinite, mai sănătoase. Da, să știi că eu nu sunt oier, am văzut, bunicul a avut oi și așa, mă uit la videoclipuri cu oi, însă nu mi-e foarte clar cum le aerisești, cum le separi, cum desparți oile dintre ele să se întindă așa pe pășune. Mergi, te bași între ele sau pur și simplu? Le iei de la un capăt, de exemplu, dacă tu mergi. Le-ai scos din staul? Da. Nu, aia e... cum ar rămâne, vei, de exemplu, tu ai 2 km de parcurs, da. Nu? Dimineața, ai mult frumos, ai mers 2 km, da, acum depinde și de vânt, nu. Presupunem că tu trebuie să mergi încolo și dincolo vine vântul încoace. Și dacă nu bate vântul, tu poți să faci lucrul ăsta. Da, hai să zicem, dacă vine vântul de acolo încoace, cum le răspunde? E un pic mai greu, dar poți să intri printre ele și eu cum tot merg. Deci ciobanul se bagă între ele așa, așa se închin. El îi spit. Și dacă nu paște 100%, dar undeva 70%, paște liniștit. Din cauza că tu mergi așa după ele. Șerpuit, le împrăști și mergi ca o coroană așa. Și atunci oaia nu este grămadă și stă una, că oaia stă cap în cap, una cu alta. Și când e cap în cap, cine mai mâncă, nu?
Și practic mănâncă alea câteva și, din față, da, cei mai buni, și spate rămân. Ei, când ai făcut o coroană așa frumos și l-ai inspirat un pic, deja el e altă viață, știi? Ciugulesc. Mm-hmm. Nu ciugulesc toate, într-adevăr. Undeva la 70-80, cam aici. Care ce mână, care îi cunoaște, nu. Dar pe distanță lungă apucă toate să mănânce, da, de, da, calitate, normal, și mai bine. Și dacă îți bate vântul din față, îți dai seama că e avantajul mai mare. Atunci toate se merg așa ca o coroană. Și vara nu le așa cald, dacă nu știi și le plimbi. Și mm-hmm, dacă știi și le mărginești, cum e un buzunar, așa trebuie să plimbi animalul. Câți ani ai lucrat cu ele? Mulți ani. De exemplu, și de la... Da. E vorba că trebuie să știi și apreci o oaie. Trebuie să știi, de exemplu, dacă mergi cu turma, când ai fătat, nu? Iera, nu? Da. Trebuie să mergi și cu ele, sfata pe câmp, trebuie să întoci turma, trebuie să... Oaia poate... Trebuie să o ajuți, nu? Fugi în stânga, fugi în dreapta. Poate e minoară și trebuie să o ajuți. Da, da, da. Trebuie să bagi mâna, nu? Dar așa este, foarte, nu? Foarte greu sau da? Da, foarte, foarte greu, trebuie să o ajuți. Acum și întorci turma. Da, păi fugi după turma, că, că dacă ea... Tu rămâi lângă ea și trebuie să ai el pe acolo. Dacă turma, turma tu nu o aduni, ea fuge, iasă. Ce rămâi cu... Nu, ea fuge. Trebuie să dai roată, roată ca câine, nu câine. Da, trebuie să strângi, da, turma la oaltă, să nu, nu mai poți continue călătoria. Trebuie să fii în zona aia cum vreau, frumos și... Și să faci treaba. Da. Să te ocupi de oaia aia. Atunci ai pus-o pe mer frumos și dacă e mioară, îți dai seama. Trebuie să dai cum lace aia la gură. Da, 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 să cureți, voi reștești. Îi dai cum lace aia la gură și după aia trebuie să-i turma lângă aia, ca ea să știe. Că-i turma. Că ea, de simplu, unii sunt lofătat-o, ca și-o plecat-o, venit după voi. Dacă tu te-ai dus la... Și oaia nu-ți mai recunoaște mielul. Păi nu mai recunoaște, n-are cum. Și dacă îți poate 3, 4, 5, ce-ai făcut? Ai pierdut 3 no. mieli. De simplu, noaptea. Care nopți întregi nu ne-am dormit și la munte și la asta. Am stat lângă ele, pătea cu de 5-6 odată, ai. Nu? Eu îmi dau seama ce zici, pentru că am câteva capre și... Le duceam, mă crezi, între craci, le duceam. De simplu că dacă le lași mai multe, știi ce se întâmplă cu ele? Zici că, bă, că lăsăm dinează, hai și le adegem și unul ăsta. N-ai cum. Nu mai afli în elul ăla. Alta fată, doi, și una care vrea să fate, e la paroloa aia lantă. Da, 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 da. Sau se atinge de aia lantă și nu mai recunoaște. Și atunci trebuie să bagi la boxă. E greu, poate. De? Aia e chestia. Nu trebuie să fii tot timpul lângă ele. Mm-hmm. Eu am fost la Sibir, la... am stat în cojoc și na. Deci spun că... Deci viața grea și la urmă. Da, e, e, nu e, nu e ușor. Nu mai știi ce vreau să spun. Da. Am observat când ai venit aici, cum ai pus mâna pe capră, că eu nu sunt expert în căprări, nici în oirit, dar 400 de capră când am văzut, răspunderea mea. Când te-am văzut cum pui mâna pe capră, cum o simți, nu, ăsta știe. Nu, trebuie totdeauna căutat la vorbă, trebuie văzut și după rasa care este. Eu în Dobrogea am avut ciule. Bine, și din astea brevoase. Și astea zbure. Mă bucur că ai venit la noi, mă bucur că mi-ai explicat asta cu scarificatul și sau toată cu chestia este, risitul, toată chestia este, la capră e diferență față de oaie. Da. Iar uite, eu consider un mare avantaj la capră faptul că, din ce știu eu, spre deosebire de oaie, la oaie, odată ce a scăzut producția de lapte, nu-i mai crește. În schimb, la capră, no, no, poate să scadă, dar crește la... ușor. No. Nu? Asta ce ți-a spus, te minți. N-ai cum. Păi am fost la munte acum cu câțiva ani. Eu cu soția mea am fost. Da. N-am pentru ce știi. Știi când am fost atunci la munte? Nu. Am crescut, au avut un cioban. Când am ajuns, eu făceam cașă, eu făceam brânză și mergeam pe munte, omule. Când am ajuns, tot Caraseveș, partea aia. Da, nu. Caraș. Așa, Caraș, da. Am fost, îmi spun și încerc că o meneală mai că acolo n-am avut niciune. Salar, salar și omul, o zis, Sergiu, de când ai venit tu, laptele au crescut? Și cum au crescut? Păi știu să le... Păi cum au crescut? Și când am venit, eu am avut 10 șchioape și când am plecat, eu n-am avut o șchioapă. De ce? Trebuie să trebuie să ne îngrijești. Meseria. Ai chestia. Lui trebuie să vezi... Știi cum e? Trebuie să le curiți. Trebuie să-ți placă, să te da. De exemplu, dacă ești la... pasă de șes, nu?
este oșița. Uh-huh. Acum este perioada, jafița mai e un pic, nu. Știi? Și atunci vine, intră în ochi. Mai stai 10 minute. Și dacă nu le scoți din ochi, nu. Na, cum era pe vremea veche, se scoi pe un ochi la oaie. Saliva noastră îi trece ochiul la oaie. Nu. Vezi? Știi asta și nu? Nu știu, n-am știut. După bune, vorbesc serios. Mai explică o dată. Deci și ce face? Ce există boala la cauză saliva noastră, când îi scoți o oșiță aia, că este spicul ăla, știi? Aha. Care ai văd, este plin. Na. Îl scoți ăla dacă are, că altfel rămâne chiară, știi? Aha. Și scuipi. De două, trei ore. Saliva de deci, o dată, nu deodată. Mă prins la două ore când vine la rând sau de seplă, la mur sau mă rog, ce este, nu? E o oră sau una. Da. Știi? Aia vreau să spun și nu mai spun la curățat, că vine verde, cum îi zice la asta? Oșiță? Oșiță îi zice? O vășiță. O văsiță. Aia care ți intră în pantalon, că intră așa, aia spun. Aia intră în ori, la oi, la mei, la... Da. Da, da, da. Intră în oi și rămâne orbi. Dacă nu le-au scos, știi? Da. Trebuie să deschizi ochiul și scos și spui. Da. Cu saliva noastră... Să vină că da. Vreau serios. Uite... Și asta poți să întrebi oricine. E adevărat, n-am pentru ce să mint. Cu siguranță cu mulți și... bătrâni și ciobane care sunt, îmi spune că așa este. Înțelegi că n-am ce să... Cu siguranță ciobanii știu treaba asta. Da, bă, normal. Dacă cu câteva nu mai vorbim de fătări, de... N-are rost, nu. No. Cum s-a dar nu ne-am lămurit, nu ne-am lămurit. Că mi-ai zis, bun, te-ai dus în Caransebeș și a crescut producția de lapte, crescătorul a fost foarte mulțumit. Pentru că ești priceput, dar stai că asta vreau să te întreb. E drept că dacă vine o perioadă de secetă în vară, 2-3 săptămâni, n-ai pășune bună la ele, scade lactația, mai urcă? Era în zonă de munte, de exemplu eu acolo aveam 3 izboare, a fost cu soția mea, recunosc. Na, copiii mei mi-am lăsat la frate-mu și atunci am mers, am fost o lună jumate. Bine, acum am probleme și cu urși și cu lupi, na. Poți să ne povestești ce am văzut? Dormeam în Iepureiște, omule, mă crezi? Am văzut pe internet. Săream de pat, dar chiar nu știu cum, imediat. Fii atent, tare bine, le place la oamenii. Dormeam la poal de muntele, așa, aveam 3 izboare și făceam jumătate de oră până și ajung în munte, știi, sus, no. Te-ai întâlnit cu ursul așa, față în față? Nu. No, sau să-ți spui eu mai sau... Veverițe și din alea, dar nu, nu, nu. Nu, ultimele zile au fost, urs au fost, na. Cu lupa am avut treabă, nu mi-a luat, nu pot să spun, că a fost pofălit, știi? Am ieșit imediat din cabană, știi? Aha. Dar ultima seară, parcă zici că Dumnezeu, că noi cum erau în râul acelea, partea înaltă era un model mai mare. Aici era râul, noi eram mai în vară un pic, nu. Și au du. Păi dai seama că ursul cum calcă, nu? Nu e lup. Da. Și au vrut să vin la oi. A mea și-o sperea așa, să zic, ce se aude așa dutun-dun? Am ieșit afară, am dat drumul la câini, la alarmă, am ieșit cu but, am ieșit cu lanterna și cu alea. O fugit și după aia m-a venit odată. Dar mă crezi că noaptea n-am mai dormit? Nu, că ai stat. Exact atunci trebuia să primești banii și trebuia să plec. Și plec, din cauza că acolo e, cum ar veni, proprietar, avea 99 de oi. 99, 50 era lui și 50, 40 era, restul era a proprietarilor. Nu. Și am zis, bă, dacă vine să-mi iau oi, ceva, cu mine nu mai primești niciodată, nu? Și n-am dormit, toată noaptea n-am mai dormit, nu. Și atunci, toți oamenii din sat au zis și că și brânza au crescut și una și alta. Că știi cum e, când ești cu rândul... Dar dacă e secetă, scade producția la oaie? La munte, omule. Păi, nu știu, nu știu. Aia întrebăm dacă scade sau nu. Păi acolo venea ploaie, știi cum? Tot bun, la da, două zile... Dar la noi la ce scade? Păi, scade, da? Eu asta știu și vreau să mă lămuresc dacă eu am înțeles eu greșit sau știu că greșit, depinde și că capra își revine mai ușor. E drept atunci că capra își revine mai ușor producția de lapte? Își revine dacă e plimbată, dar nu alergată. Și e oaia la fel? Și oaia la fel. E normal și oaia la fel, nu. Dacă este... Dacă e mărginită, este, cum se spune... Bine, noi vorbim aici, mă rămâne și în zona asta, dar da, da. Sud și pe acolo, până ăsta, da, zonă răgane... Care știe meserie,
poate să mă audă, poate să mă audă, dar știi lucrul ăsta. Ce înseamnă oaia să o plimbi? Ca cum ai ține un om buzunar. Cum ar ține un buzunar? Ca să nu-ți bagi, nu? Mm. Este tot așa. Mărginerele, în prășcherea când este căldură, ca să meargă așa, ca o floare, ca o... Știi cum? Mergi din aripa aia, pac, 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 le faci treptat așa. Bine, acum n-am cum să vă arăt aici, că n-am oi, na. Să zic așa, nu? Da. Dacă aveam oi, vă arătam cum... I-am învățat de la un cioban bătrân, aveam 14 ani. M-a zis, Sergiule, uite de aici cum se face. De la el și... Bine, treaba că și lui eu și mă înțelegi? Dar tu și vorba, dacă și nu mă țineai, da. Mărgine se păzești, mărgine. Să mergi și cum să le abați, cumva să păstrezi distanța aia. Dacă le-ai dat mai tare, e pentru marginea. E o șmecherie. Nu că le împingi de la spate că vrei tu, nu. De exemplu, dacă eu am plecat pe trăsul ăsta un kilometru, nu? Mm? Și aici am grâu, am asta. Băi, eu le dau pe partea asta frumos așa, nu? Mm? Eu merg pe aripa să le abat așa ușor el ca să nu trebuie să simtă. De-aia se spune ca ou. Trebuie să simtă că le-ai jignit. Că dacă le-ai întors dintr-o parte în față, fac și-o pe grămadă. Nu? Și el le-ai atunci iar de închis, iar încep și le împrăști și nu. Iar eu de nou. Deci e o mare și atunci e mai greu, mai greu. Dacă ai pornit din chestia asta și mai ales dacă ai și... Acum depinde și de vânt. Da, da. No. Mulțumim tare mult, mi-a plăcut. Sunt mai multe și îmi spun, dar... Mi-ai dat un secret, așa, din ceva din ciobănie. Sunt mai multe și la capre, la fel, sunt multe și îmi spun și la capre, eu îndichi și la ele, nu mai spun, că să la vaci... Ce secret ne dai despre capre? Că uite și Paul acum. Despre capre? Așa ceva să știm... Capra, știi cum este capra? Capra e mai curată ca oaia, în primul rând, și aleargă, ea tot de mănâncă de sus. Nu, că o aia de jos, știi? Mai pretențioasă. Da, e pretențioasă. Ea numai frunzărește așa pe aici, pe acolo, dar nici e alergată. Că atunci și ei sare laptele, știi? Trebuie să mergi mereu după ea. Da, da. Dar caprele și te se aleargă, într-adevăr. Dar nici nu găsești capră, da. nu găsești oaie să producă ca o capră. Asta e iarăși. Nu, n-ai cum. Oaia produce mai puțin. Diferență mare. Văd, am avut capre în Dobrogea care buceam ăsta... 4 litri la mursoare, omule. O bun, din alea ciule, știi? De-aia spun, eu de alea ciule, știi? Mă, eu mai zis oamenii, dar nu... Alea ciule sunt foarte bune. Ciulele. Și astea sunt faine. Nu zic că nu, e rasă bună. Dar alea ciule... Omule, păi aveam capre care... 600 de capre am avut. Dar îți vine să crezi că eu am aci capre de 6 litri la zi. Hai, na. N-am lăudat-o, n-am ăsta, că aia nu-i de vândut, știi? Și e vorba că... Auzi, avea pulpa până jos, ca o vacă, nu puteam să o luăm pe câmp. Aia-i, vezi tu, dacă e cu pulpa pe jos... O lăsam mai să aibam, din cauza că ea, noi mergeam în Dobrogea, era stufării și era... Na, și se stăia toată la pulpă și nu puteai să mai mușt, știi? Carpatinile și mai le lăsam acasă, nu. Și cu pulpa atâțele mari și... Și aducea cu de 4 iese fiecare an, făcea omule. 4 iese făcea fiecare an și ducea pe toți. Să știi că, cum ziceam, și capra ce i-am dat-o lui, e foarte bună de lapte, ieduța e din mamă de 6 litri, deci... Cum, e... Asta e măsoarea de azi dimineață. Nu, se murge ușor, nu poți să și-am și gustat din lapte, da, okay. doi oameni, doi băieți. Super, care n-am băut lapte și nici nu m-au trebuit niciodată. Da, ți-l trebuie ăsta? Da. Bine, acum eu am patima mea, să spun sincer, mie îmi place ciurile, nu. Știu, am observat, că de-aia le-am. Eu ciurile, dacă, plac, uite, de ce? Dacă zici că o ciulă de 4 litri și bără, a lui de 4 litri... Nu zic că nu, e rasă foarte bună. Ce e de-a lui domnul, nu pot să spun, e rasă bună, dar mie ciurile îmi plac. Eu dacă îmi iau capul, eu ciurile vreau să-mi iau. Nu, astea plac mie. Acum fiecare cu gustul lui, nu? Mie îmi plac cu ale tărcate, mie îmi plac ale tărcate. Dacă ar fi și cu verde pe ea, sau albastru, aici mi-a plăcea. Nu, dar mie îmi plac ale ciurile, eu le cunosc. Na. No, bun. Sunt îngrijitoare. O venit Andreea și ne face ceva de mâncare, așa că... Îngrijitoare de animale și, cum se spune, ui, n-ai cum să dai greș cu ele. De exemplu, merg cu animalele astea pe câmp, bă, e ușor, cum spune ele, bă, tragi bătă după te. Nu e adevărat. Nu. Stai zi, ploaie și stai pe lângă asta, mă, e și altă chestie, care altul poate nu știe, poate o știe, nu.
o știe și care nu știe nu vrea să o recunoască. Și spun și de ce? Că zicea, e ușorul ce bune, nu e adevărat. Eu când am fost la Cebune am fost mai obosit ca la construcție. Mă crezi? Numai dacă nu te interesează. Îți spun sincer. Și de ce? Acolo trebuie să dai pasiunea. Dacă îți place animalul ăla, să-l îngrijești și aduci lapte, că vine șeful, păi a scăzut lapte, frate. Spune de care e TikTok-ul tău, poate unii vor să le mai dai sfaturi de pe TikTok. Cum să spun, nu știu TikTok. Că na, eu cu TikTok am TikTok, dar na. Păi dacă faci din când în când, spune-ne cum e TikTok-ul, că și eu spun eu să am TikTok, nu zic că nu, da. Și cu faza cu păscutul, am zis, nu? La vaci. Da, așa. De simplu că e vaci, că e oaie, că e capră. Important când mergi cu ea pe câmpul, de exemplu, ai o turmă de, da, de 200 de oi sau 100 sau 2, nu mai simplu, cât dau un simplu, 1000, nu? 20 de vaci. Zi. Așa, tu frumos, a, unii se pun pe iarbă, frate, bem o bere, nu, hai că eu beau la construcție altceva, nu, mă înțelegi? Bea o gură sau, mă rog, sau bea după gură, iar ceva. Ce vezi la ele când mergi? Păi stai un pic și ajung acolo, aia spun, nu. De exemplu, să fac un reportaj cum ar veni. Da. Nu. De exemplu, unii se pun jos, de exemplu, da. Sunt vaci care sunt bolnave, nu? Tu nu știi la ele, nu cunoști. De unde? Nu. O vezi că stă, dar tu abar n-ai de tine, ce-i cu aia, nu? De exemplu, voi o vezi că stă, tu nu știi de ce stă. Tu zici că rumi, nu e adevărat. Nu, păi de-aia ziceam când și noi vezi că o trebuie oaie, să te apuci, durează un pic. Când vezi o oaie că e blegoasă. Te uiți tot timpul la toată turma ta, că ai vaci sau ai oi, te uiți dacă mănâncă. Care nu mănâncă înseamnă că are problemă. Clar. Mâncare. Înțelegi? Și dacă e abătută? Dacă sau... vezi că o vezi blegăjită și nu mănâncă înseamnă că e problemă. Aia trebuie să oprești și dai drumul de sânge. Nu. Și dai drumul de sânge la nas și îi tai urechea dacă e inventabil. Asta e mai simplu cu... La nas e cel mai simplu. Și la nas cu vârful cu cerul. Că la ureche, de câte ori o crestezi? De câte ori ai un pic de probleme? Păi nu, dar îi tai urechea de tot și o bați, că decât să moară, îi tai urechea, nu? O bați cu o cuțită până curge sânge, se țâșnească de ea și aruncă răutatea, știi? Da. Și dacă în caz, că e umflată, da. Atunci trebuie să-i faci cu acul, gaură aici, în burtă, ca să iasă aerul, dacă vrei să o salvezi. Și dai drumul și de sânge în același timp. Da. Poate alții nu știi, nu că nu știi. Care este ceva, într-adevăr știi. Na. Povestele spune. Ce scuze că... Și noi ne continuăm povestea, dar hai să încheiem video și să spune că îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Nu, mai bine și mulțumesc că m-a să... Na. Mă bucur că ai fost de acord să particip la acest interviu. Le mulțumesc lui Paul și lui Adi care te-au dus până aici. Poate mai venim pe aici, poate facem un video dacă e... Ia uite, Sergiu zicea că s-ar putea să mute Maramureș. Nu, poate mă fac ceva că... în facilea, de zi nu. Sunt bani pe șeful, gata. Nu îl părăsi că bani ca Timișoara nu iei tu Maramureș. De ce nu? Păi mi-a zis el cât de bine câștigi. Te-am primit 30 de milioane să mă bag la voi, nu. Unde? Și mâncare și țigări, nu. Care-i treaba? N-aș putea să mă duc. Atâția bani cât îți dă el. Păi știu că îmi dă, pe de-aia nu vreau să plec, îmi vreau să învăț mai mult și mai mult decât știu. Nu. Nu, e bine. Nu că mă las, nu. Noi te încurajăm să faci să-ți fie cât de bine. Așa, dacă am două, trei animale pentru mine, da, îmi place, dar nu. Da, mai stau prin ploaie, prin vânt, am stat destul mulți ani, Dumnezeu, nu.